Slava ta cea mare. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Gloria, gloria, gloria in excelsis. De-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul, ca atinzând pururi la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de mărirea ei, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt,
în toți vecii vecilor. Amin. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său și s-a arătat în cer un semn mare, un loc de Dumnezeu, cuvântul Domnului. Stă la dreapta ta, înpodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, înpodobită cu aur de ofir. Fiice de regi sunt în preajma ta, regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Uită de poporul tău și de casa părintelui tău. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regele răvnește frumusețea ta, El îți este stăpânul, prosternă-te în fața Lui. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Crist, căci... Maria a fost înălțată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. Aleluia, aleluia, să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde mi-este dată mie aceasta ca să binem lucruri mari și urmașilor lui în veci? Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-e,
Lăudați să fie Iisus și Maria. Sfințiile voastre, cucernici părinți, dragi pelerini, iubiți cinstitori ai Maicii Preacurate, suntem în sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Sanctuarele lumii sunt astăzi pline de pelerini cu rozariul în mână, așteptând la rând la scaunul de spovadă și apoi la împărtășanie. Dar ce legătură există între Sfânta Fecioară Maria și Sfânta Împărtășanie sau Sfânta Euharistie? Noi știm că atunci când ne împărtășim, însuși Iisus vine și locuiește în noi. Maica Domnului l-a purtat. Văd acele ei, știe, ci nu, pentru că aici suntem împărțiți. Motivul pentru care Dumnezeu îi eliberează pe evrei din sclavia Egiptului a fost libertatea pentru a-L adora. Deci, a-L adora pe Dumnezeu este sensul libertății noastre. Dacă astăzi ești liber, Dumnezeu așteaptă să îi te închini, adică nu ține de cheful tău. Și spune mai departe că Moise s-a mai dus odată la faraon și a încercat același lucru. Și când faraonul cumva le dă voie, le și cere, lăsați aici toate animalele și turmele voastre. Însă Moise îi spune, nu, noi luăm totul cu noi. Dar de ce luați totul cu voi? Pentru că noi nu știm ce o să ne ceară să-i aducem ca jertfă. Cu alte cuvinte, noi nu îi dăm lui Dumnezeu ce vrem noi, ce ne-ar conveni nouă, ce ne scapă nouă printre degete, ci ceea ce El însuși vrea să-i dăm. Acum ne punem întrebarea, noi, cum să ne rugăm în așa fel încât să-i placă lui Dumnezeu? Răspunsul a venit pentru noi în Joia Sfântă. Atunci la cină Iisus le-a spus, luați și mâncați, luați și beți. Mă rog, și tu ce faci? Mergi, îi cumperi și îi oferi în dar. Mama zâmbește, spune mulțumesc, dar de fapt tu nu i-ai dat ceea ce ea dorea. Darul acela a fost despre tine, nu despre ceea ce și-ar fi dorit mama. Fraților, același lucru îl facem și noi atunci când spunem eu mă rog de acasă sau vin la liturghie, dar nu mă spovedesc. Noi nu-i dăm lui Dumnezeu ce vrea El, noi îi dăm ceea ce vrem noi. Venim și stăm cu mâinile încrucișate. Ce spune Iisus? Luați și mâncați. Nu ne cere să stăm să ne uităm unii la alții. Liturghia e ca o nuntă. Când mergi la nuntă, stai cu mâinile încrucișate și te uiți, mănânci, bei, dansezi. Așa este și liturghia. Luați și mâncați. De aceea suntem liberi în România. De aceea avem biserici, de aceea avem preoți, de asta am avut părinți care ne-au arătat cărarea spre biserică. Nu ca să fim spectatori. Iisus nu de fani are nevoie, fanii sunt pe stadioane, de ucenici. Nu e moftul nostru al preoților atunci când vă invităm adesea, haideți la spovadă, hai la împărtășanie. Nu, Iisus, este pâine? Nu.
pâinei, cine? Haideți să fim serioși. Toate le poate. Dacă eu îi spun acum părintelui celebrant, părintele Florin, ești arestat, o să-mi zică, ce ai colegul, n-ai dormit bine? Ai chef de poante la ora 6 dimineața? Dar dacă vine un polițist și îi spune, ești arestat, se mai gândește. Același lucru se întâmplă și la împărtășanie. Vedeți, când preotul la prefacere rostește cuvintele consacrării, nu spune, Iisus a zis să luăm și să mâncăm, ci spune, luați și mâncați, sunt cuvintele lui Iisus, pentru că cel care transformă pâinea și vinul e însuși Iisus. Simțurile ne mai înșeală că nu vedem. Dar de câte ori ați simțit că cineva vă iubește și apoi v-ați dat seama că era vrăjeală? Sau când erați în tren, n-ați simțit că se duce trenul? Și când colo, de fapt, era alt tren care mergea. Vedeți? Simțurile înșeală. Sfânta Tereza a pruncului Iisus spune așa, eu de fiecare dată când mă împărtășesc, primesc un pupic de la Iisus. Pentru mine, împărtășania este sărutul lui Iisus. Când a plecat din această lume, în pâinea aceea mică pe care tu o primești, Iisus a pus toată iubirea Lui. Cei care ați făcut armată, vă amintiți când plecați, puneați acolo la purtător în buletin poza iubitei și o țineați și sub pernă, pentru că acolo era iubirea dumneavoastră. A luni înainte, de care aveau chef evreii să taie mielul, fraților, Euharistia nu-i după chef. Nu poți spune că îl iubești pe cineva, dar n-ai chef să faci sacrificii pentru acea persoană. Soților, puteți să iubiți în familie fără sacrificii? Tineri care v-ați trezit, i-ați spune vreodată iubitei, draga mea, pentru tine mă duc până la lună și înapoi. Ne vedem diseară dacă nu plouă. Sau mergi la medic când ai chef? De obicei când n-ai chef, mai ales atunci. Și atunci, cum vine asta? La împărtășanie vii când ai chef. Viața nu merge după chef, dar cu Euharistia hai după chef. Dragi pelerini, dacă viața nu funcționează după chef, nici Euharistia nu-i după chef. Nu-i așa? E corect? A treia scuză. Eu nu mă duc la liturghie pentru că nu-mi dă nimic, nu câștig nimic. Euharistia, dragilor, este în primul rând despre a oferi. Cum se roagă preotul la ofertoriu? Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră. Euharistia este o jertfă. Eu vin aici ca să îmi ofer jertfa mea, sacrificiul meu. De asta vin. Când te trezești dimineața, Doamne, vreau să-ți ofer acest ceas din viața mea. Asta e jertfa mea pentru tine. Și jertfa asta poate să însemne și bănuțul tine. Să te cu un om în altă parte, să fii în povesteal, se anunțau între ei și imediat se împrăștiau. Dar s-a întâmplat ca într-o noapte proprietarul casei să fie prins. L-au luat, l-au dus la secție, bătăi, înțepături, ars, pârlit, pe scaunul electric, săptămâni întregi, noapte de noapte. Dar bărbatul n-a spus nimic. El știa că dacă va tăgădui cine-i preotul, cine știe cât timp nu vor mai avea Euharistie. Și n-a spus. Văzând că nu pot afla nimic de la el, i-au dat drumul. Acest bărbat
împreună cu familia lui după un timp, are ocazia să emigreze în America. Ajuns acolo, nu-i venea să creadă. Biserică la doi pași. Se putea duce ziua în amiaza mare. Doamne, ce viață! Zi de zi era acolo cu soția și copiii. Dar după un timp, stând acolo, a înțeles un lucru. Dacă muncești mai mult, câștigi mai mult. Și a zis, am familie, am nevoie de bani. Și atunci a început să muncească, dar mergea în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. După încă un timp, a înțeles și altceva. Dacă muncești în weekend, câștigi dublu. Și atunci a zis, păi așa, la o pentru libertate, cine mă mănâncă? Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu. Respectul. Ghează. Toate intenții. Rugați-vă pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească, Domnul, jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Să se înalțe la tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre, și prin mijlocirea preasfintei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și cu sufletul la cer, inimile noastre înflăcărate de iubire să fie îndreptate necontenit spre tine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și și de speranță neclintită.
Tu ai ferit de putrezire trupul ei, care l-a purtat pe Fiul tău și l-a adus în lume pe Creatorul ei. De aceea împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie, îți cântăm fără încetare. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată să-ți lumină de toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului, îndrăznim a spune. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai spus apostolilor Tăi, pacea mea o dau vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.